ziua, doamnelor, domnilor, iată că și în această săptămână suntem prezenți, așa cum de altfel ne-am obișnuit, la Săptămâna Europeană a Mobilității. Spuneam că perioada 16-22 septembrie a avut loc Săptămâna Europeană a Mobilității și la Dărmănești. Suntem din nou în echipă completă, mobilizați, dacă aș putea spune așa, pentru a marca așa cum se cuvine acest eveniment. Am alături de mine partenerii tradiționali, școlile din Dărmănești. O salut pe doamna director Ansandi, pe doamna director Cenger, salut cadrele didactice care de fiecare dată ni se alătură și se implică în organizare. Salut și unul dintre sponsorii care s-au alăturat aceste inițiative, domnul Liviu Maziliu, va fi unul dintre cei care va decerna premiile. Salut prezența dumneavoastră a copiilor și sigur că salut și pe cei care s-au implicat și în special domnul viceprimar care s-a implicat în organizarea și desfășurarea acestor frumoase zile a mobilității europene. Am început din 16 septembrie acțiuni în teren, am făcut mișcare, am făcut curățenie, am făcut educație rutieră și în decursul săptămânii au fost postate activitățile pe care le-am desfășurat, dar astăzi iată că încununăm și finalizăm această săptămână cu o grămadă de activități aici în centrul localității. Avem concursuri de biciclete, de role, de șah, de badminton și veți vedea pe parcursul următoarelor ore evoluția acestor tineri și sigur, intenția noastră este să și premiem. Avem multe diplome, avem așa cum spuneam și acele premii tradiționale, bicicleta, rolele și așa mai departe. Am să-l rog pe domnul viceprimar să ne spună câteva cuvinte că a fost anfitrionul acestei săptămâni deosebite, după care rog cadrele didactice, sponsorul, să vedem cum v-au văzut lucrurile, dacă ne-am atins obiectivele și ce ne propunem pentru anul viitor. Te rog, Cosmin! Bună ziua! Săptămâna Europeană a Mobilității la Dărmănești marchează și în acest an, prin diferite activități, cum spunea și domnul primar. Tema din acest an este eficiență energetică. Pe lângă aceste activități, prin care marcăm zilele 16-22 septembrie a zilei mobilității, avem și proiecte de eficiență energetică în orașul Dărmănești. Și sunt foarte importante că pe lângă aceste activități pe care le facem cu copiii, avem și proiecte în desfășurare și în derulare la Dărmănești. Și aici aduc aminte un proiect foarte mare pe care noi îl avem, crearea unui parc fotovoltaic care, cum spuneam, este în desfășurare și aduce la creșterea eficienței energetice. După care avem renovarea Liceului Tehnologic Dărmănești, a școlii numărul 2, care și aceste lucrări, după ce vor fi finalizate, vor duce la creșterea eficienței energetice. Mai punctez un lucru ce ține de mobilitate. La fel, la nivel de proiecte, avem 9 stații de încărcare electrice a mașinilor, deci mergem spre o zonă de creștere a eficienței energetice în ceea ce ține de clădiri, de transportul public și altele. Mulțumesc tuturor pentru implicare, mulțumesc domnului director de la CEARE Progresul Comănești pentru sponsorizarea premiilor, cum spunea și domnul primar. La sfârșitul concursului vom premia o bicicletă locul întâi pentru cei care s-au înscris la concursul de biciclete, role pentru cei care s-au înscris la concursul de role și de trotinete, badminton și șah, pentru că aici, sub acest brad frumos, avem și un concurs de șah.
Mulțumim domnilor directori, domnilor profesori care de fiecare dată, în fiecare an, vă implicați exemplar. Creștem numărul de la an la an, suntem din ce în ce mai mulți. Văd aici în stânga noastră foarte mulți copii care așteaptă nerăbdători începerea concursului. O zi cât mai frumoasă și dăm cuvântul doamnei director. Vă mulțumim! Bună ziua! Mă bucur foarte mult că și în acest an se desfășoară această activitate deosebit de frumoasă. Deci, cum spunea și domnul viceprimar, copiii sunt bucuroși, abia așteaptă să înceapă concursurile. Eu vreau să îmi exprim și eu bucuria că se derulează activități așa de frumoase. Am avut și Lezuit Rumenia, o activitate în care s-a făcut curățenie. Noi toți, școlile și împreună cu primăria, milităm pentru o dezvoltare durabilă, pentru un mediu curat. Și ce să spun, mă bucur foarte mult că liceul va intra în reabilitare, deci programul de reabilitare prin creșterea eficienței energetice este ceva ce ne-am dorit de foarte mult timp și iată că va fi pus în aplicare. Mulțumim pe această cale și domnului primar, domnului viceprimar și sponsorilor care sunt mereu alături de noi la aceste activități. O zi minunată tuturor vă doresc. Mulțumesc! Așa cum a spus și domnul viceprimar, accentul în această săptămână s-a pus pe mobilitatea sustenabilă și pe eficiența energetică. Aș vrea să adaug și alte proiecte la cele pe care le-a amintit domnul viceprimar. Este vorba de crearea pistelor pentru bicicletă. Este obiectivul principal din această săptămână de a face educație privind mobilitatea personală. Dacă în România adulții, populația adultă este mai reticentă în ceea ce privește mobilitatea personală, ne adresăm unui segment de vârstă mai fragedă, copiii, cărora vrem să le implementăm o nouă atitudine. Și nu doar pistele pentru bicicletă, este vorba și de crearea parcurilor de distracție, de relaxare, care s-au făcut în ultima perioadă. Chiar și centura ocolitoare ar fi bine de menționat în obiectivele propuse. Ne propunem să sensibilizăm copiii în ceea ce privește mediul, problemele de mediu, prin evitarea sedentarismului și alegerea bicicletei ca mijloc de transport. Evităm poluarea aerului, poluarea fonică, poate chiar evităm riscul de accidente rutiere. Mă bucur să particip cu elevii școlii la această activitate. Sunt foarte doritori și foarte motivați, chiar și extrinsec, prin aceste minunate cadouri oferite de sponsorul activității de astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamnelor directori, colegului meu, domnul viceprimar, și cum activitatea noastră are și un sponsor, o să rog și pe Liviu să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Domnule primar, în calitate de președinte al CR Progresul CFR Comănești, nu pot decât să vă mulțumesc în primul rând pentru că ne faceți părtași la aceste minunate activități ale dumneavoastră. Vă mai așteptăm cu invitații și de altă dată. Vă promitem că de fiecare dată vom fi alături de membrii noștri. Ne face o deosebită plăcere să ne aflăm social în mijlocul membrilor, ținând cont și de faptul că poate că mai bine de jumătate din populația orașului Dărmănești beneficiază de serviciile noastre. Încă o dată vă felicit și urez mult, mult succes tuturor participanților. Mulțumesc tare mult, e încurajator ce a zis domnul președinte. Poate anul viitor vom avea premiu o mașină electrică, cine știe, o Tesla, ceva. Da, la două va fi premierea și ne-ar bucura să fiți aici alături de noi. Dintre domnii profesori, Puiu sau cine vrea,
În primul rând, bună ziua! Suntem foarte bucuroși să vedem atâta efervescență aici, în centrul orașului. Activitatea aceasta, din această săptămână, este chiar aprins de câțiva ani amploare. Noi, chiar din partea clubului Uzul Dărmănești, avem activități în tot timpul anului pe partea de fotbal, de badminton, la școli, handbal, șah, și sperăm să continuăm și să îmbunătățim activitatea sportivă. Mulțumim primăriei că ne sprijină în demersul nostru pe activitatea sportivă și cât mai mulți participanți. Mulțumesc, domn profesor, trebuie să spună câteva cuvinte și domn profesor Ștefan, pentru că am pornit noi așa într-o doară și cu badmintonul și am reușit să avem și campioni naționali într-un timp foarte scurt, timp la care eu aș spune că ai concurat foarte mult și ai contribuit foarte mult. Bună ziua, eu reprezint clubul de badminton. Am venit în fiecare an aici cu bucurie. Văd foarte mulți copii care abia așteaptă să înceapă concursul. Asta este și filozofia clubului până la urmă. Majoritatea copiilor vin de dragul mișcării, vin pentru sănătate, pentru agrement, dar, într-adevăr, o mică parte dintre ei practică badminton de performanță și, spre bucuria noastră, au început să vină și rezultatele. Avem patru campioni naționali și cinci copii de lot național cu care vrem să concurăm în afara țării, începând de anul viitor, și cei mici vor veni tare din urmă, zic eu. Și să sperăm că vom ajunge cât mai sus. Mulțumesc! Mulțumesc, Ștefane! Iată, domnul președinte, ce băieți avem noi, campioni naționali, fac parte din lotul național, așa că avem spre cine duce sponsorizările. Paul, câteva cuvinte? Paul este baza, să zic așa, pe care ne așezăm când începem să lucrăm ceva după puiul, da, ca să nu se supere. Te rog. În ordinea ierarhiei. Bună ziua și din partea mea. Mă bucur să ne aflăm astăzi la, nici nu știu a câte ediție. Da, 22, da. Suntem din ce în ce mai mulți. Și asta este, cred că, cea mai mare bucurie pe care putem să o realizăm. Aceste activități și aceste concursuri pe care le desfășurăm cu sprijinul primăriei, a Consiliului Local, și pe această cale vreau să aduc și eu mulțumire personală domnului primar și domnului viceprimar, fără de care niciodată, credeți-mă, că nu am putea să rezolvăm ceva pe linie sportivă. Mulțumesc domnului primar pentru acele cuvinte cu bază, dar într-adevăr am niște ani în spate în organizarea concursurilor și domnii, ca să nu-l suport pe domnul profesor Ionică, a zis să ocupă-te de tinere. Da, eu țin partea logistică, ca să spun așa. Vreau să urez tuturor copiilor prezenți și cei care sunt pe margine și se uită ca anul viitor să fie și ei prezenți și să participe și să ne întâlnim la anul nu cu un sponsor, ci cu mai mulți sponsori și cu multă sănătate. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă! Mulțumesc tare mult și eu tuturor celor implicați, presei, pentru că prin intermediul noastră află lumea ce se întâmplă aici, află lumea de evenimentele frumoase, vin, se implică. Mulțumesc și celorlalte cadre didactice care poate nu sunt prezente aici, dar care se implică foarte mult. Mulțumesc copiilor și în mod cu totul deosebit părinților care au acceptat ca astăzi să vină, să fie prezenți aici cu copiii și sigur să insufle această idee de mobilitate și nu în ultimul rând și de eficiență energetică. O zi bună, dăm drumul la concursuri și ne vedem la ora 14 la premiere. Deci atențiune, da? 3,
2, 1, start! Băi, stați acolo la locul vostru, mă, voi, mă! Startul a fost dat pentru puștiul de acolo, atenție, fugiți, fugiți, fugiți! Startul e pentru puști, voi rămâneți acolo toți! Bravo, hai să-l încurajăm! Încet, încet! Matei a făcut acolo șmecherie, bravo Matei, acum tare pe ultima! Bravo, ați înțeles, așa trebuie făcut, bine? Deci startul este pentru copilul care e acolo, nu plecați toți, că vă buluciți pe aici. Domn profesor, te rog. Mulțumesc frumos. Vom începe cu prima categorie la bicicletă, clasa a 3-a, a 4-a. Voi striga în ordinea în care ați fost înscriși, cine este prezent și își aude numele, vă rog frumos să vină în față.